voastră și cu mine. Haideți să le dăm atunci numerele care îți poartă noroc și cele care îți aduc ghinion. E, pentru că noi ne sperie niște cifre. Cu numerele astea, așa. Eu pornesc chiar cu ăla ghinionist de care fuge toată lumea. Da? 13. Cu 13. Eu sunt născut pe 13, fiul meu e născut pe 13, ginerul meu e născut pe 13. Aceea zi și aceeași lună. Ia spuneți-mi voi de acasă. E un număr ghinionist? Dacă ți-e frică de el, mai este, cred că devine ghinionist, nu? Întotdeauna, autosugestia distruge orice. Deci dacă ți-e frică de 13, cu siguranță nu va fi... Ăla te va urmări toată viața nu și va fi bine. Mai obstacole îți va pune. Până nu vei înțelege că el, practic, vine în viața ta ca să te provoace. Să vadă dacă ești în stare să depășești. Deci 13, ziceți că nu e un număr ghinionist, atât din cât nu ți-e frică de el. E istoria lui... cum să zic eu ție, e istoria țărilor nordice cu 13. Era al 13-lea zeu care era invitat sau care n-a fost invitat de alți 12 zei buni. Și ăla este zeul norocului, Moloc. Vă amintiți că am vorbit acum vreo câțiva ani de zile? Și ăla a făcut prăpăd. Pentru că spunea că să ai noroc trebuia să faci o jertfă omenească, dar numai prunci, până într-un an. Și atunci, ce facem? Deci, dar uite, luăm, americanii sunt cei mai ăștia superstițioși, superstițioși la 200%. De ce? Pentru că ne aducem aminte de 13, Apollo 13. Când a fost lansat, a fost la ora 13 și 13 minute. Da? A luat foc în aer, dar... 13 ăla care a fost ghinionist, ei nu trebuia să facă o lansare decât după verificarea totală, pentru că s-a întâmplat ceva acolo, o mică neglijență. Nu s-a pierdut nicio viață omenescă. Dacă era ghinionul, s-a alegea praful. Deci mai este susțineți că 13 nu este un număr ghinionist. Nu e un număr ghinionist, decât pentru cei care deja au teamă de 13 și l-au inoculat, văd în toată lucrurile un 13. Da, e deja o chestie de marketing acum. Când spui 13, spui deja ghinion. Adică în toate poveștile, să anunțurile, analizele, 13 este un număr ghinionist. Tu nu știi că toate neadevărurile prin mai repede decât adevărurile? Toate minciunile și toate poveștile astea? Păi sunt mai multe. Uite, 13 sau 31. Așa, inversul. Că și e inversul. Dacă le luăm pe amândouă, aceeași valoare, 4. 4, conform numerologiei, e cea mai nenorocită cifră. Aducătoare de pagube, de necazuri. De ce? Pentru că te obligă să muncești ca să obții beneficiu. Bucurie, bani și bogăție. Iar dacă le avem în emisiune, avem în permanență un 13 și un 31? Da. Eu sunt născut pe 13, Lidia e pe 31. Și atunci, dacă eram chiar atât de ghinioniști, s-a alegea praful de 2 săptămâni la început prima emisiune. N-ar fi mers. Noi n-am plecat pe premiza că noi suntem doi ghinioniști, da? Și dacă le luăm și le punem, hai să încercăm să vedem cât de constructive sunt aceste cifre. Pentru că conține și 13 și 31, conține pe 3. E legat de Trinitate. Da. Și atunci cum poți tu să spui că Tatăl, Fiul și Sfântul Duh e ghinion pentru noi, muritori, când Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Și El ne ocrotește și ne păzește. Ar însemna atunci ca toți cei care sunt născuți pe 13 și 31 să aibă o viață de calvar, toată viața. Provocări au? Provocări? Deci sunt provocări? Întotdeauna sunt. Ei, scăpăm de astea și eu zic că pentru cei care întâmplător au partenera născută pe 31 sau pe 13? Sau pe 13. Dacă nu la prima întâlnire, măcar la a doua, duceți-i 13 fire de trandafir sau orice floare sau 31. Și să vedeți și voi ce efect au. 13, da. Da. Multora le e frică, maestre, de numărul 13. Păi le e frică, 31 costă mai mult decât pentru 13. Hai să ne jucăm cu două cifre legate de noroc, multipli lui 3 al Trinității. 6 și 9. 3, 6, 9. Că dacă le-am luat așa, ar fi 12, 15, 18,
și ar trebui, n-am avea timp în trei emisiuni să le luăm pe toate la rând. Deci cifrele 6 și 9. 6 este o cifră de dragoste, am mai spus noi, aducătoare de beneficii, de bunătate, de șansă, de noroc. Eu când eram mai tânăr, număram ori 13 la loz, ori 6. De ce zic 6? Pentru că e cifra mea norocoasă. Am vibrația numelui totală 5, cifra de destin 1. 5 cu 1, 6. Deci ăsta este numărul meu unic, dar de sus. Și nu numai eu. Foarte mulți îl pot avea. Foarte 6. Mulți sunt născuți pe 6. Sunt niște oameni extraordinari. Am spus eu, de multe ori sunt prea drăgăstos, prea mămoși și poate să-și sufoce partenerul sau partenera cu atâta afecțiune. Lăsați-le și lor un pic de spațiu. Iar 9, da? 9 este, nu știu, un număr, nu neapărat 6 privit în oglindă, dar este un număr plin, întreg. Acolo se termină lanțul pe care noi ne jucăm și aflăm toate secretele din numerologie, că sunt o multitudine, dar cele de bază ne ducem până la cifra de destin 9. Da? Este cifra împrunirii, a proiectelor pe termen lung. Când vrei să proiectezi așa ceva, stabilește-ți 9 puncte, primele 9 luni din an, ca să le rezolvi pe toate, și după aceea mai stabilește și pentru tine un refugiu sau o refugiere de 9 zile. Pentru că toate se întâmplă. Ți-am explicat eu și cu doamna aceea care spunea am cifra de destin 9 și eu sunt o ghinionistă. E adevărat. 9 aduce și supără și ghinioane, pentru că este o cifră a hazardului, care poate să întoarcă ceva într-o fracțiune de secundă. Acum ai 900 de milioane și tu te duci și zici, eu mă duc și iau... am găsit un sistem de la jocuri și îi bagă pe toți. Bine, normal. Da? Depinde deci, și de decizia noastră. S-a răzbunat imediat pe tine. Dar 6 și 9 în principiu, maestre, sunt două cifre benefice. Norocoase. Sunt foarte benefice. E, luăm legenda lui 7. Așa. Aici știm noi ce, da? Sunt 7 zile în săptămână, sunt cele 7 porunci, sau nu le luăm pe toate 7, sunt 7 culori în spectru de culoare, rog, vaivu, 7 note muzicale. În tarot, cartea cu numărul 7 înseamnă ordine, da? În astrologie, odată la 7 ani, cele 7 planete, adică dacă tu dai prognoza anul ăsta și zicem că ai început cu Soarele, când ai ajuns la Neptun, s-a terminat. Peste 7 ani, aceste lucruri ți se repetă în viață. La un nivel superior. Deci, da? 7, maestre, este un număr foarte puternic, asta ne spuneți. Zice că dacă, uite, e interesant, dacă numele tău are 7 litere, se pare că ești un om deosebit de norocos. Ar fi bine să porți și un breloc cu 7 însemne. Deci 7 este un număr norocos. E un număr extraordinar de norocos, pentru că noi spuneam 10 sau 1, care e numele tatălui, iar 7 e numărul fiului. Și atunci dacă ai intrat pe protecția lui Iisus, a fiului, cum să te consideri decât un norocos? N-ai văzut și la ruleta aia chinezească? Da, 7. 7, 7, 7. Da? De 3 ori 7. Dacă te înmulțește, 7 ori 3 e 21, 2 plus 1 e 3. Vezi ce rădăcină are? 7-le. Că și lumea cum? În numerologie ți arată adevărul ăla ascuns pe care noi încercăm să îl explicăm. Hai să luăm acum numere și superstiții. De la 0 până la cât avem? Până la 999. Ne încadrăm? Da, ne încadrăm. Ne încadrăm. Multe. 0, preluat de la indieni. Este o conotație negativă, iar cartea care îi corespunde lui 0 e nebunul. De ce? Pentru că spunea, indienii spuneau, 0 este cercul de foc cu care ne-au înconjurat albii pe noi și ne-au băgat în rezervații. Adică este cercul perfect închis din deci care nu poți. Zero are conotație negativă. Are conotație negativă. Ei și-au localizat pentru zero și cu asta e. Dar numărul 1 este numărul puterii,
al divinității, poate îmbunătăți o situație dificilă sau poate restachili echilibru pierdut. Dacă l-ai pierdut, unul vine și spune benefic, o nouă șansă. Doi, reprezintă perechea, așa cum a zis, dar și omul cu două fețe, aveți grijă. Nu te încrede niciodată în puterea lui doi. Ceea ce poți să faci singur, nu e neapărat nevoie să mai chem și pe altul. Când nu poți să faci singur, faci. Adică n-ai să poți să faci copii de unul singur, ia-ți o pereche. Bun. Da. Mergem la 5. E chinta roială sau simbolul norocului picat din cer. Asta la jocul de poker. Noi trimit pe toți în joc, în sfera jocurilor de noroc, dar asta este. Deci poate avea și noroc. Absolut. Poate și cu o conotație roială, benefică. Când ai ajuns și ai 5 cărți puternice și mai ales că ești chinta roială. Automat, roiala, că ceilalți nu mai au bani și te roiești cu bani. Mergem la 24 sau miezul nopții, numărul tenebrelor și al magiei. Este ora care poate fi asociată mai degrabă cu ghinionul decât cu norocul. Pentru că la ora aia, cei care posedă alte cunoștințe și alte posibilități inumane, le spune eu, fac toate lucrurile nefăcute în detrimentul oamenilor. Adică în beneficiul unuia care se va considera norocos, dar în detrimentul altuia care va fi distrus. Mergem la 36, da? Atrage ghinionul asupra celor care îl folosesc prea des. Deci, automat, ați văzut ce s-a întâmplat pe linia ta lui 36? Au fost 36 de garnituri la început. După aceea au redus la 24. Le-au redus la 12 și au schimbat linia, că nu mai era funcțional. A apărut una adiacentă, 41, care putea să te ducă tot acolo. Deci, la un moment dat... Voilà. Deci, a-l folosi prea des și a-l folosi... Eu mă refer la jucătorii de... la parilotul sau la ce. Nu-l folosiți prea des. 36 folosiți-l ca multiplu. Da? 69. E, 69 e atracția contrariilor. Yin Yang, în cultura chineză, echilibru dintre două forțe care nu pot fi considerate nici bune, nici rele. Deci un fel de neutru. Nu vă gândiți voi la prostie acasă. Că asta e cifra, deci care un număr neutru, vrea să sar peste ea. Ca mai să avem un minut jumătate. Avem 72, care e numărul pământului și al înțelepciunii. E dublul 36. Deci e preferabil să folosești 72 cu efect mai puternic decât 36. Deci răstoarnă ghinionul 72 pe care îl poartă acest număr și promite să alunge necazurile și dușmanii. Gândiți-vă, toți voi care sunteți născuți în 72, anul șobolanului de apă, cât de norocos sunteți voi și câte situații critice ați avut și ați scăpat cu mare noroc din ele. Și 666, care e considerat de cu tot o alte forțe oculte, cifra diavolului sau numărul fiarei, cum spun ei, înmulțiți 6 ori 3 să vedeți ce iese. E 18, 1 cu 8 e 9. Ce spuneam noi de 9? E cifra perfectă a universului, da? Vă scapă de multe negre. Aveți, când sunt grupate și le întâlniți pe astea, dacă locuiți la un 666, încercați să nu fiți, cum să zic, nepăsători în dragoste. Că de acolo vi se trag necazurile. Iar 999, nu trebuie citit în oglindă, e legat de originea universului. E 999 de milioane de ani. Nu ne putem întoarce în negura timpurilor, că nu știm ce a fost. Decât oamenii de știință au constatat și au găsit. Da? Ce să zicem? O cifră benefică reprezintă justiția și dreptatea divină. Așa că